Pentru Taur, 17 iulie, o lună nouă din RAC, la ora 21 și 30 de minute, această lună nouă aduce ca influență comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, bazată pe intuiție, pe instincte, pe aspecte practice, aduce entuziasm, aduce posibilitatea reușitelor. La această lună nouă se pot începe de altfel și proiecte noi, există încredere, există speranță, există intuiție, instincte, care țin și de dorința de progres. Comunicarea cunoștințelor, impresiile dintr-o călătorie pot să aducă ceva nervozitate, ceva tensiuni, uneori ceva conflicte, mai multă impulsivitate și chiar dorință de distrugere. Vitalitatea poate să fie și ea puțin afectată relațiile pot fi mai violente, mai destructive, iar manifestările acestea de nervozitate, de încăpățânare, pot să aducă influență și în comunicarea cu ceilalți. Relații mai tensionate, iar riscurile există și în zona de familie, de cămin, în relații, lucruri care vin din trecut. Aici există frustrări, există neglijență, există nepăsare, există posibilitatea de a avea mai multă dezordine și gândirea poate fi un pic afectată, tendința de a exagera poate unele lucruri, riscuri de implicări în altercații, relații de. Care sunt, totuși, bine aspectate, din punct de vedere astrologic, pe o singură zonă, aceea a distracției și a evadării din cotidian. Relațiile cu prietenii, cu protectorii, pot stârni curiozitatea dorința de a cunoaște misterele, de a fi mai interesați de spiritualitate, de intuiție, de creativitate, de a fi originali, relații mai idealiste, mai ales legate de călătorii și dorința de a cădea practic în stări de visare în partea de comunicare apare îndrăzneală, originalitate, nonconformism, ambiție, excentricitate. Sunt șanse pentru a activa dorința de reușită socială, iar în relații există chiar tendința de a fi ceva mai demonstrativi. Sunt bine aspectate relațiile amicale, 19 iulie, în familie, în cămin, în relații, există nervozitate, există Frustrări, mândrie, curiozitate, dorință de a fi preocupați de spiritualitate, de aspecte mistice, relații ceva mai dificile, mai schimbătoare, iar în afaceri sunt chiar riscuri de pierderi, riscul de a avea probleme dacă unele speculații care pot să nu mai aibă șansa norocului. Din 21 iulie avem legat de cămin, de familie, de relații frustrări. O tendință de a fi mai rebeli, o tendință de a vă face mai greu înțeleși, de a fi fixați pe unele obiective, chiar dacă sunt imposibile și chiar că va trebui să renunțați ulterior la ele. Există mai multă violență în exprimare, în exteriorizare relațiile pot fi mai ușor aventuroase, instabile sunt riscuri de accidente de vitalitate poate mai scăzută. 23 iulie Venus intrat în mers aparent retrograd în leu până prin 3 septembrie aduce un timp aparte, un timp în care legat de familie, de cămin, de relații există Blocaje, blocaje care privesc iubirea, relațiile și aspectele financiare. Aceste lucruri pot fi regândite, reanalizate, vă puteți gândi la niște strategii, exact atât timp cât durează această retrogradare, deci până în 3 septembrie. Relațiile... Sunt ceva mai limitate uh, cu alte persoane, iar uh, afectată este și creativitatea și chiar uh, spiritul, simțul artistic uh, cu această retrogradare a lui Venus care durează până prin 3 septembrie.